Campania de asfaltare a drumurilor de pământ din municipiul Buzău continuă să se desfășoare conform contractelor încheiate între primărie și constructor. Săptămâna aceasta au fost demarate și lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor intrarea Iazului și Simina. Acestea asigură accesul la fostele blocuri de nefamiliști ale filaturii, considerată de primărie ca o zonă destul de sensibilă. Este una dintre cele mai problematice zone ale municipiului Buzău, pentru că acolo sunt, dacă nu mă înșel, aproape 300 de cetățeni care locuiesc în fostele cămine ale filaturii. Acum sunt locuințe individuale și de foarte mulți ani acei cetățeni au solicitat asfaltarea străzii Iazului și Simila. Acolo este și o suprafață destul de mare adiacentă acestor cămine aparținând domeniului public, motiv pentru care proiectul a fost modificat astfel încât să asfaltăm atât intrările în aceste cămine, strada, dar și să amenajăm o parcare în această zonă a căminilor de nefamiliști. Locatarii din blocurile de cămine, dar și cei care locuiesc la casele din zona, au solicitat în mod repetat de-a lungul anilor să fie reabilitate cele două străzi. Abia anul acesta, primăria le-a introdus în grupul celor 43 de drumuri de pământ care vor fi reabilitate și asfaltate în întregime. Credem că această lucrare va fi finalizată până la venirea sezonului rece, astfel încât pentru prima dată acei cetățeni să beneficieze de asfalt, așa cum spuneam, zona respectivă fiind una dintre cele mai problematice din municipiu. Străzile intrarea Iazului și Simina ar putea fi gata în această toamnă, cu condiția ca ploile să nu împiedice planurile constructorului.